Doamne ajută și bună dimineața! Prietenia dintre două sau mai multe persoane este o comoară foarte prețioasă, dar și foarte pretențioasă. Pentru a rămâne alături și pentru a oferi celor care participă la ea acel dar pe care doar o prietenie adevărată o poate să ofere. De multe ori sunt piedici, de multe ori unii trebuie să fie mai puternici, alții sunt mai slabi. De multe ori cei puternici trebuie să poarte povara celor slabi, așa cum oarecum și Sfântul Apostol Pavel ne spune despre lucrul acesta. Dar tocmai din acest motiv este o comoară. Pentru că un prieten este dornic cu orice preț să facă pentru cel de lângă dânsul ceva ce în mod obișnuit altcineva n-ar face. Da, la finalul acestui proces poate să iasă șifonat, obosit, extenuat, dar cel de la capătul celălalt va plăti cu recunoștință. O mică atenționare când vorbesc despre cel de la capătul celălalt. În primul rând vorbim despre Dumnezeu. Pentru că, da, într-adevăr, prietenul care este ajutat să se ridice la un moment dat s-ar putea să nu știe să mulțumească. S-ar putea, poate, să nu fie în realitate un prieten adevărat. Dar la capătul celălalt al ajutorului, acolo unde noi am întins o mână, îl facem prieten pe Dumnezeu. Îi facem prieten pe Maica Domnului și pe Sfinți. În primul rând, zic eu, pentru că sunt legătura mai apropiată dintre noi și Dumnezeu, îi facem apropiat pe Sfinți. Pentru că o mare parte din această osteneală sau din acest drum către Sfințenie înseamnă și această prietenie jertfelnică. De fapt, și Hristos ne vorbește despre lucrul acesta în capitolul 10, cred că, din Evanghelia după Ioan. Spune așa că nimeni nu ia sufletul de la mine, ci eu am putere să-l pun ca mai apoi iarăși să-l iau. Adică să-l pun pentru lume și mai apoi să-l iau. Acesta este jertfa unui Dumnezeu adevărat, dar și a unui om adevărat. Unui om care, printre toate, are și această calitate de a fi prieten. Așa că știu că de multe ori aceste legături sunt supuse unor teste, unor greutăți, unor încercări. Dar tot timpul cineva dintre două sau dintr-un grup mai mare de persoane trebuie să fie partea mai înțeleaptă. Și să știe că atunci când omul nu știe să mulțumească sau nu știe să arate recunoștință, fie nu neapărat dintr-o rea voință, ci dintr-o neputință personală, să știm că adevărata recunoștință ne oferă Dumnezeu. Și ne întărește și ne maturizează. Și această jertfă pe care noi o depunem ne deschide orizontul spre o lume mult mai complexă, mult mai adâncă, mult mai frumoasă, mult mai binecuvântată. Și va avea grijă Dumnezeu, cel care este cel mai adevărat prieten al omului, să ne deschidă căile vieții către oameni care să ne fie cu adevărat de folos, chiar dacă nu sunt aceia pe care noi
i-am ajutat și care poate n-au știut să ne mulțumească măcar pentru jertfa pe care am făcut-o. Amin și bucurie!